Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Eroii neamului au fost omagiați și în zona Muștel. Copiii au plantat brazi la Mateiaș în cinstea eroilor mușteleni. Inter Câmpul Lung, înfrângere nemeritată pe municipal. În această zi sfântă de înălțarea Domnului, eroii neamului sunt omagiați. Militarii garnizoanei din Câmpul Lung, împreună cu oficialitățile locale, politicieni, elevi și profesori, au depus coroane de flori la monumentele eroilor din zona Muștel. Ziua de 17 mai, anul acesta, a fost sărbătorită de întreaga comunitate din Muștel. Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor au avut un puternic impact emoțional, dar și un moment de meditație și reculegere la monumentele eroilor. La cimitirul Flămânda, acolo unde se află monumentul eroilor câmpulungeni căzuți în primul și al doilea război mondial, dar și la mormintele eroilor căzuți în Revoluție și în teatrele de operații, a avut loc o amplă ceremonie omagială. Coloana Infinitului, Arcul de Triumf, mausoleele de la Oituz, Mărășești și Mateiaș, monumentul eroului necunoscut sunt numai o parte din edificiile ce reprezintă dăinuirea neamului românesc și jertfa acestuia. Astăzi românii sărbătoresc eroii care și-au șerfit viața ca noi, nepoții și strănepoții lor, să avem un viitor pe aceste meleaguri pline de istorie. În toată România, precum și în alte țări unde militarii români au luptat și luptă aducând jertfa supremă, se sărbătorește odată cu înălțarea Domnului Ziua Eroilor. Starețul Serafim, împreună cu un sobor de preoți, au oficiat slujba de pomenire. Demnitatea poporului român pentru credința strămoșească și pentru libertatea noastră, pentru ca să ne se ierte lor toată greșeala, cea cu voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Veșnica omenire, veșnica lor, în cinstea eroilor neamului au depus coroane de flori comandantul garnizoanei al batalionului 30 Vânători de Munte, reprezentanța ai jandarmeriei, poliției, administrației locale, ai asociației revoluționarilor și ai partidelor politice. Domnul primar al municipiului Câmpul Lung, domnul Emiu Tăruiu, însoțit de domnul viceprimar. Ceremonia s-a încheiat cu parada militară în aplauzele celor prezenți. O amplă ceremonie a avut loc și la mausoleul de la Mateiaș, simbolul jertfei armatei române pentru apărarea patriei în primul război mondial. Aici se află păstrate oasele celor care în 1916 au strigat pe aici nu se trece. Militari, oameni politici, reprezentanții administrației, copii, dar și un numeros public au adus un omagiu celor care au căzut apărând țara în aceste locuri. Ceremonia a început cu o slujbă religioasă ținută de protopopul de Muștel, Petre Moșoianu, alături de un sobor de preoți. S-au depus coroane de flori în semn de recunoștință pentru cei care s-au jertfit, iar în incinta osoarului a avut loc o slujbă de pomenire.
Dumnezeu, toți eroii și ostașii români căzuți pe toate timpurile, în toate locurile, căzuți pentru apărarea neamului nostru românesc, pentru demnitatea și libertatea noastră. Oficialitățile locale alături de militari ai batalionului 30 Vânători de Munte au adus un omagiu eroilor leleșteni care s-au jertfit pentru pace și pentru reîntregirea neamului. La monumentele din curtea bisericii din localitate, un sobor de preoți au oficiat o slujbă de pomenire și au fost depuse coroane de flori din partea administrației locale, a școlilor și a garnizoanei din Câmpul Lung. La ceremonie au fost prezenți elevi, dar și copii, nepoți sau strănepoți ai celor care s-au jertfit pentru patrie. Ziua eroilor și înălțarea au fost sărbătorite de către administrație, elevi, profesori și preoți la Monumentul Eroilor din localitatea Buzoiești. S-au depus coroane de flori, s-a oficiat o slujbă religioasă, iar elevii au susținut un moment artistic. Administrația locală a Comunei Buzoiești, împreună cu elevii și cadrele didactice, au omagiat Ziua Eroilor la monumentul din localitate. Elevii au pregătit un moment înălțător, recitând poezii și interpretând cântece patriotice. La Monumentul Eroilor, situat în apropierea bisericii din satul Vulpești, au fost depuse coroane de flori în cinstea celor căzuți pe câmpurile de luptă din această localitate. Sucresitate moldovreană avea sucres să se simtească, că trebuia să se odinească, să piață dușul încălcat, s-a pus să mormântim în banii, s-a pus cu soldat. Și-a stat așa, de ziu și dus, era în amiez și de întrebare. Iar soarele a scăzut pe seară și în urmă soarele a apus, iar bietul om stă tot acolo, ca mort precum s-a pus. Ziceau bărbați, ziceau femei și muriau trăsuri pe stradă, soldați ziceau făcând paradă, iar el deștept privi la ei și duse pumnii strâns la cântră, trei doamne și toți trei. Suntem una cu țara, că noi suntem o
Întreaga asistență a participat la o slujbă religioasă oficiată de preoții din localitate și s-a bucurat de programul artistic oferit de copii. Ziua Sfântă a Înălțării și a Eroilor Neamului a fost sărbătorită și la școala gimnazială Sfântul Iacob. În capela instituției de învățământ, elevii claselor a patra au ascultat istorisiri despre eroii mușteleni, au intonat cântece patriotice, iar la final au asistat la o slujbă de pomenire. Elevii claselor a patra din cadrul școlii gimnaziale Sfântul Iacob, împreună cu profesoarele Petruța Popescu și Iuliana Pauleț, au sărbătorit Ziua Sfântă a Înălțării și a Eroilor Neamului în capela instituției de învățământ. Au fost și invitați de seamă membrii asociației Ecochin, care le-au vorbit elevilor despre eroii din primul și al doilea război mondial, dar mai ales despre luptele date în zona Mușcelului. Avem eroi în continuare aici, în zona Mușcelului. A fost grupul Arsenescu-Arnăuțoiu, despre care probabil ați auzit. Ei s-au refugiat în munți cu gândul că vor veni americanii să sprijine toată Europa pe Est, să scape de sub dominația sovietică. Nu s-a putut și ei atunci au rămas în munți. Au dus un război de supraviețuire, iarna, în condiții vitrege, o femeie care a existat 10 ani în munți, Maria Plopă-Năuțoiu, unde a născut și o fetiță, și viața ei a fost, într-adevăr, demnă de o eroină de istorie. Cu toții au primit câte un covrig și ou înroșit, după care s-a plecat incorpore spre monumentul eroilor din schei Câmpul Lungului, unde au depus o coroană de flori. Același gest l-au făcut și elevii liceului cu program sportiv, dar și cei de la Colegiul Tehnic. Muzeul Municipal, împreună cu Primăria Municipiului Câmpul Lung, au derulat un proiect educațional intitulat Pe urmele înalților brazi, eroii patriei. În vecinătatea mausoleului de la Mateiaș au fost plantați 30 de brazi. Fiecare brad a primit simbolic numele unui erou muștelean căzut în primul război mondial. De Înălțarea Domnului și de Ziua Eroilor, Muzeul Municipal din Câmpul Lung, în colaborare cu administrația locală, Ocolul Silvic, școlile gimnaziale numărul 14 Alexandru Davila din Pitești, Nanu Mușcel din Câmpul Lung și Batalionul 30 Vânători de Munte au adus un omagiu jertfei strămoșilor neamului prin derularea unui proiect intitulat Pe urmele înalților brazi, eroii patriei. Pe spațiul verde din vecinătatea mausoleului de la Mateiaș, elevi, oficialități locale și cadre militare au plantat 30 de puieți de brad. Fiecare brad a primit simbolic numele unui erou mușcelean căzut în primul război mondial. Astăzi, de Ziua Eroilor, avem o acțiune împreună cu Muzeul Municipiului Câmpul Lung de plantarea a 30 de brăduți în memoria eroilor care s-au jertfit pentru patrie. Dăm un copăcel pentru eroii care s-au luptat pentru noi. Acțiunea a avut ca scop conștientizarea și importanța implicării în acțiunile de protecție și îngrijirea monumentelor și mormintelor eroilor. În contextul în care România comemorează centenarul Marii Uniri, proiectul educațional Pe urmele înalților brazi, eroii patriei, are misiunea de a transmite elevilor participanți sentimente de dragoste, de compasiune și de respect pentru eroii neamului. Zeci de judecători de la Curtea de Apel Pitești au protestat pe scările instituției. Ei sunt nemulțumiți de modificările aduse codurilor penale și spun că acestea îngreunează actul de justiție. În urma adunării generale extraordinare a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Pitești, magistrații acestei instituții au decis că este momentul unui protest împotriva punerii în aplicare a codurilor din justiție. Motivul principal al protestului sunt tentativele repetate ale puterii legislative de a subordona puterea judecătorească și care au culminat acum prin proiectele de lege care au fost avansate în spațiu public cu privire la incriminarea unor noi infracțiuni
care au ca destinatarii exclusiv procurorii și judecătorii. Este vorba, după cum bine știți și dumneavoastră, despre infracțiunile de gravă neglijență și de rea credință, care au un regim sancționatoriu destul de dur, comparabil cu infracțiuni foarte grave incriminate în codul penal. 27 din cei 38 de judecători care activează în cadrul Curții de Apel Pitești au terminat procesele și au protestat. Gruparea de Liga a 4-a CSI Intercâmpul Lung a disputat miercuri pe municipal restanța din cadrul etapei cu numărul 23 cu CSM Ioveni 3, încheiată cu victoria oaspeților, scor 0-1. Singurul gol a fost marcat de Năuiu în partea a doua întâlnirii de pe municipal. ACS Intercâmpul Lung a disputat miercuri de la ora 18 partida restanța din cadrul etapei cu numărul 23 în compania formației CSM Ioveni 3. Elevii lui Ovidiu Chică s-au luptat de la egal-legal cu mult mai puternica formației oaspete și doar lipsa de experiență i-a văduvit de un egal bine meritat. Mușcelenii au aliniat o echipă tânără, având în primul 11 6 jucători de la juniorii Under 16. Și cu toate acestea au avut momente când au dominat partida. În prima parte a întâlnirii ACS Intercâmpul Lung a trecut în două rânduri pe lângă deschiderea scorului. Însă șuturile lui Popescu din lovitură liberă și al lui Bogdan Țiculeasa nu și-au atins ținta. La revenirea de la cabine, tot mușcelenii au fost cei care au presat, dar fără a schimba tabela de marcaj. Au făcut-o oaspeții spre finalul partidei, atunci când Năuiu a punctat pentru CSM Ioveni 3. Mușcelenii nu au mai avut forța să revină și astfel partida s-a încheiat cu victoria galben-verzilor. O victorie nemeritată în viziunea oficialilor mușceleni prezenți pe municipal. În urma înfrângerii suferite, ACS Intercâmpul Lung a coborât în clasamentul Ligii a 4-a până pe poziția al 12-a, pe când cele 3 puncte câștigate pe municipal îi urcă pe oaspeții din Mioveni până pe poziția secundă. Etapa viitoare, Intercâmpul Lung se va deplasa la Bradu, acolo unde va întâlni formația locală Real. Juniorii din Dâmbovița care practică fotbalul sunt foarte motivați de competițiile oficiale. S-a văzut în cadrul primei etape a memorialului Nicolae Martin, la care au participat mai multe echipe de junior G, copii născuți în 2009. Gazda a fost complexul turistic de natație, locul ideal din Târgoviște pentru organizarea competițiilor sportive. Nu doar în Notul își găsește locul la complexul turistic de natație Târgoviște. Aici este locul ideal pentru organizarea mai multor tipuri de competiții sportive. În data de 14 mai a avut loc o primă etapă în cadrul memorialului Nicolae Martin. La competiție au participat mai multe echipe de juniori G născuți în 2009. Este vorba despre Flacăra Moreni, Kinder Târgoviște, Kinder 2 Târgoviște și Kindia Târgoviște. Încă un turneu interesant pentru copii, data aceasta născuții 2009, Junior G, aici la Complexul Turistic de Natație Târgoviște, în organizarea clubului Kindia. Da, prima rundă este organizată de clubul nostru. Este păcat că suntem puține echipe, doar 4. Și o să mai organizeze Kinderul de 2 ori, pentru că au 2 echipe, și Moreni odată. Sunt totuși multe turnee la nivel de AJP Dâmbovița, multe memoriale. E bine că se organizează aceste competiții. Da, e bine pentru copii, pentru că jocurile îi dăm înainte pe copii. Capătă experiență, degeaba facem antrenamente dacă nu avem jocuri. Vin copiii la fotbal, vin copiii către clubul Kindia? Foarte mulți. Spuneți-mi, vă rog, cum sunt condițiile de aici, de la Complexul Turistic de Natație? Foarte bună. Foarte bună. Ne simțim bine aici, venim des. E bine. Da, suntem bucuroși că au apărut aceste competiții la vârste mult mai mici decât până acum, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar. Copiii parcurg niște etape sănătos, fără să punem presiune pe ei, și contează foarte mult în dezvoltarea lor ulterioară.
Sunt competiții și copiii sunt foarte atrași de aceste jocuri oficiale. Da, este foarte mult entuziasm, atât în rândul copiilor cât și al părinților. Vedeți și dumneavoastră cât de popularizat este fotbalul, mai ales la meciurile acestea de Champions League, Europa League. Sunt spectacole adevărate cu sute de mii de admiratori și sperăm să atragem cât mai mulți copii în această direcție. Uitați-vă și dumneavoastră că sperăm să și cu echipa României să ne calificăm la un turneu final. Atrageți copiii către fotbal și la Moreni, sunteți un catalizator, vin copiii la fotbal. Da, asta am făcut toată viața, consider că aici e venirea mea, de aia niciodată n-am încercat să mă îndrept către o echipă de seniori. Cred că mă fac înțeles de acești copii care vin inițial să se joace și dintr-o joacă transformăm într-un joc și uitați, încet, încet, chiar miercuri un copil de elită de al nostru pleacă la Barcelona. Consider că este o acțiune binevenită din partea Asociației Județene de Fotbal, benefică copiilor, benefică părinților care sacrifică și timp și suport financiar și în primul rând acțiunilor pe care se desfășoară la frumoasa bază de agrement. În principiu vreau să spun că noi mergem pe numai pe procesul instructiv sportiv, dar mergem și pe o idee a educației a copilului, nu numai din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere calitativ al educației, spiritului și integrarea în societatea copiilor. Nu ținem neapărat numai să ajungă fotbaliști de calitate, vrem să integrăm în societate, să fie oameni demni, mai ales pentru județul Dâmbovița. E bine că totuși copiii vin către sport și reușiți să-i atrageți la fotbal, la mișcare. Da, cred că se fac destule eforturi și din partea profesorilor, antrenorilor și din partea părinților și încercăm cât mai multe acțiuni de a atrage copiii spre sport, spre mișcare. Pentru toate acestea, locul ideal este complexul turistic de natație. A fost de asemenea și o gazdă excelentă pentru acest turneu de mini-fotbal. Cum vi se par condițiile de aici, de la Complexul Turistic de Natație Târgoviște? Consider că este un complex la standarde europene, frumos, se desfășoară civilizat, o bază frumoasă. Copiii participă cu mult curaj și multă determinare la aceste competiții sportive, care îi motivează să devină din ce în ce mai buni. Mario, cum e la fotbal? Foarte frumos. Mie îmi place. De când ești tu la fotbal? De 2 ani sau chiar 3. Imediat ce iarna a plecat, iubitorii de sport au început să vină aici, complexul dispunând de terenuri de tenis, de basket, de mini-fotbal, dar și de o pistă pentru biciclete. Toți cei care iubesc mișcarea își găsesc cu siguranță o activitate la Complexul Turistic de Natație Târgoviște. Vești bune, spun meteorologii. Mâine, în județul Argeș, vremea va fi mai frumoasă. Cerul va fi variabil, iar termometrele vor înregistra până la 27 de grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 20 și 24 de grade. În partea de sud vor fi înregistrate până la 26-27 de grade Celsius. La Pitești vor fi 25 de grade Celsius, iar la Câmpul Lung 19 grade. Și în Dâmbovița, vremea pare a se îmbunătăți. Termometrele vor înregistra până la 28 de grade Celsius. În partea de nord a județului, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 24 de grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate valori ce vor varia între 26 și 28 de grade. În zonele Titu și Găești vor fi 27-28 de grade Celsius, iar la Târgoviște cel mult 27 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 6 și 9 grade Celsius. Mâine vom avea parte de o zi relativ însorită, cu temperaturi de până la 19 grade Celsius. Și următoarele două zile vor fi frumoase. Din punct de vedere meteorologic, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 21-22 de grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile. Ne revedem mâine! Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Muștelean. Vă doresc o seară excelentă!